Peste 1400 de cartușe folosite în perioada celor două războaie mondiale, patru puști și un pistol au fost descoperite în weekend de o familie din Veștem, județul Sibiu. Muniția de război a fost găsită în timp ce proprietarii casei au încercat să demoleze șura. Când au constatat că sub dărâmături se află o cantitate însemnată de arme și muniție, proprietarii casei au alertat poliția. Polițiștii serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase au intervenit la fața locului unde au identificat mai multe arme și componente de arme, precum și o cantitate însemnată de muniție și elemente de muniție provenind din cele două războaie mondiale aflate în stare de degradare, scrie știri de Sibiu.ro. Pentru a găsi toată muniția ascunsă, polițiștii sibieni au luat în un ajutor și un câine special a antrenat la centrul chinologic. Puștile și cartușele au fost confiscate de poliție, care a deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și muniților. Din spusele anchetatorilor, casa a aparținut unei persoane care a decedat în urmă cu aproximativ 15 ani.